Bine ați venit din nou la o emisiune marca Îngura Lupului, să nu uităm că emisiunea Îngura Lupului este prezentă și pe Tele Moldova Plus, deci atât în toată România cât și în Republica Moldova. Astăzi am un invitat de seamă care ne va aduce istoria mai veche și mai nouă, ne va pune astăzi pe tapet, astfel încât să nu mai repetăm greșelile trecutului în prezent și în viitor. Bună ziua și bine ați venit, domnul general de brigadă în rezervă, doctor în științe militare, Dănut Săulea. Vă mulțumesc pentru invitație și transmit tot respectul meu, salutul și prețuirea celor care ne aud și ne văd din România și din Moldova. Doamne ajută și să știți că emisiunea noastră, fiind și pe canalul YouTube în gura lupului, este văzută de românii de pretutindeni, că ei sunt în America sau sunt în, 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 localitățile comunităților noastre istorice vechi, Bucovina de Nord, Sudul Basarabiei, în Voivodina, în Serbia și, bineînțeles, și restul de aspări în, în toate țările europene. Ucraina, europei. să nu uităm. Păi, în Ucraina, se... da, care, exact. Care luptă acum nu știu că tineri români sunt concentrați. Haideți să vă spun un secret. Poate nu e un secret pentru unii, dar cei din conducerea țării de astăzi totul ascund. Cei care sunt veniți din zonele ocupate deja de ruși s-au refugiat în ori România, ori chiar în Cernăuți, în sudul Basarabii, la Ismail, ei au fugit, ei nu luptă cu arma în mână, iar apoi copiii noștri de români sunt luați cu arcanul și trimiși pe linia întâia frontului. Câți au curaj să spun asta? Și nu înțeleg de ce dumneavoastră că a fost militar, care e părerea dumneavoastră? Aici sunt mai multe păreri, pentru că a spus în discuții mai multe, și frontul, și războiul, și românii, și asta. Înseamnă că cetățeni ucrainieni de etnie română este corect, constituțional și legal, să răspundă la chemările statului unde stau. Ce mă interesează pe mine este ce procentaj se evidențiază între câți români participă la război, câți au murit, câți mai există vis-a-vis -vis de cetățenii ucrainieni care îi văd la București, în Porsche, în mașini scumpe, să nu fac reclamă la, la, la mașini. La, 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 la mașini, mașini. da, da, da. Nu spun cu răutate, mie milă eu un oameni care suferă, un popor blestemat, aș putea spune, uh, un război la care ei probabil că nu se așteptau. Într-un ziar o să vi-l aduc al dată, în 2014, articolul vin nori negri dinspre răsărit, semnat general de brigadă de rezervă, dr. Danu Saulea. Am prevăzut ce se întâmplă astăzi, inclusiv unitățile militare care au constituit dispozitive de luptă și au acționat parte de est a Ucrainei. Fiindcă am început cu asta, doresc să fac următoarele remarci. Rușii au numit operațiune specială. Da, pentru că ei și-au stabilit un obiectiv deocamdată. O țintă, separarea părți a teritoriului Ucrainei din Est, unde locuiesc preponderent cetățeni ruși, invocând faptul că e apără de naziști ucrainieni, și au îndeplinit obiectivul, rușii au trecut la apărare, chiar din imaginile că le alte informații de la ei vin mai puține sau aproape deloc, din vedere al, al, sistemului de apărare, al lucrărilor genistice, al dispozitivelor create, se poate studia în orice academie din lume. Acțiunile Ucrainei, care se cheamă de o lună contraofensivă, denumit incorect contraofensivă. Contraofensivă înseamnă acțiune ofensivă împotriva unor forțe care se găsesc în dispozitiv ofensiv. Dar rușii au trecut la apărare de mult acolo. Am putea spune Acțiunile Ucrainei, fără succes deocamdată, acțiuni militare de eliberare a teritoriului ocupat de ruși, nu controofensivă. Nu este științific, nu este corectă denumirea. Iar partea cealaltă de teritoriul Ucrainei a devenit o tablă de șah pe care dureros și din păcate se întâlnesc actori mai mult sau mai puțin importanți. Ne ameste cu unora în Ucraina, își are sorginte în anii 90, în ianuarie 90 la Jeleznovosc, Gorbaceu și Helmut Kohl planificau Europa. <coughs> Să vedeți, domne, Cât de perversă poate fi lumea mare? Deci, în 90 de la Jelez în ianuarie, când la noi încă se mai trăgea pe stradă în București, se stabileau următoarele. Rusia să retragă forțele din Europa și va primi despăgubiri. A primit 200 miliarde de marci. S-a retras, corect? Da, aveți dreptate. Deci, a făcut un salt înapoi a dispărut din fața nato inamicul. inamicu. 2. Rusia să nu se amestece în problemele Iugoslaviei. Deci în 90 ce planifica în 92-93 ce război, nu, în Iugoslavie. Da. da. Deci 90, au intervenit ca... alții? Rușii deci nu s-au băgat da, acolo, da. dar au venit americanii și s-au deci, băgat. Deci în... Păi de da. e vechea vorba la tine. E mai da, ușor să-i controlezi da, dacă da. sunt părțiți în state mult mai mici. Da, s-a pus condiția. Rușii să nu se amestece în problema Iugoslaviei. Nu s-au amestecat. Deci, deci se știe. De 90, da. 3. Germania se angajează să sprijine pretențele Ungariei vis, vis de tratatul de la Trianon. Oh. sunt șapte articole cel unul cel mai important, cel mai toate sunt importante, unu, Germania se obligă să nu depună niciun fel de interes în ceea ce privește uh, acțiunile și activitățile politico-militare ale Rusiei în Ucraina. Era o condiție, clar. Deci, în 90 era discuția asta. De ce se știa cei doi, Col și Gorbaciov? Ce știau ei că se va întâmpla peste 3 ani, peste 5 ani, peste 5, 20 30 ani. De, de ani. Sau no, nu? Da. Să... Dumneavoastră cum le-ați prevăzut acțiunile 2014, conform articolului, ați prevăzut aceste acțiuni ale Rusiei între, în Ucraina? Nu, nu, trebuie să studiem cu atenție fizionomia adică 8 -9 și, ani înainte și chiar. Psihicului, psihicul militarului rus. În rușii au studiat până au ajuns la o concluzie felul în care animalele realizează surprinderea. Surprinderea este un principiu al luptei moderne care înseamnă care înseamnă cu foarte puține, cheltuieli mici, și în timp foarte scurt, să realizeze obiective uh, uh, chiar de importanță strategică. Și exemplu se pot da în istoria României și asta. Ce o studiază în academie? Studiază vulpea, domnule. <laughs> Ce retene a ulbi. Păi, hai să facem un exercițiu de imaginație. La București apar militari îmbrăcați cu pistol mitralieră, puși pe fel de fel de colțuri, intersecții pe străzi. Ai vreo reacție tu, cetățean român sau militar? Păi, de-o fi de acolo. Gândiți-vă la Crimea când dau exemplu da, Da, da. Nu știi din care parte sunt. E și retene, nu? Da. Corect. Um, Am prevăzut atunci, Rusia au o expresie, un nas este mnogo rus, la noi sunt mulți ruși, nu contează câți mor. Ei își îndeplinesc obiectivul. Vreți să fiu puțin, dar nu defetist, puțin mai uh, drastic în, uh, și mai minuțios în analize și nu mi-aparțin. Tot așa. Rușii nu se opresc aici. Rușii. E de la Marea Baltică până la Tartus, Siria, Mediterană, ei de fapt, deci Marea Baltică, Belarus, spațiul spațiu cucerit, Tiraspol și apoi Moldova, Marea Neagră, Tartus, ei și-au construit o bază strategică de plecare la ofensivă și o perfecționează pentru acțiunile militare viitoare în centrul Europei. Deci credeți cu tărie da. că toți ușușii vor veni pe tărie. Păi, uitați, uh, Grecia, religios, e cu rușii, nu? Ortodox. Uh, Austria, e cu rușii, nu? Serbia păi, de fapt, Austria a fost inclusiv în perioada războiului rece placaturnantă a serviciilor, unde rușii aveau un... Am fost impresionat că am fost acum chiar un an, doi în urmă, în Viena și în continuare în centrul Vienei tronează vestita statuie a soldatului rus. N-au dărâmat-o la, la loc de cinste, inclusiv flacăra acolo. Deci ăstea, uh, Serbia, nu putem să acuzăm pe serbi că iubesc pe americani. Păi după ce le-au dărmat toată țara... Ungaria, ori... în mod evident, este pro-rusă, nu? Păi a fost pro -rusă și pro-bolșevică inclusiv de la începutul primului război Mondial, de, cu Belacun. Căci dacă nu erau românii să-l scoată pe Belacun, probabil de, de atunci era comunismul de, în toată Europa. Am da, avut și noi rolul nostru în istorie, da, dar nu ne recunoaște nimeni. Nu ne recunoaște nimeni pentru că nici noi nu suntem nimeni. Haideți să vedem în zilele noastre. Acum n-am uitat ce m-ați întrebat, de unde. Sunt elemente care m-au ajutat să prevăd că rușii nu vor renunța, nu vor, nu vor. Bun. Forțele dispuse, tankurile aduse aproape, adică sunt niște mișcări care se cheamă în specialitatea mea militară cercetare, indici de descoperire, simptome, care are 39 temperatură. E un simptom, înseamnă că are gripă. Îl duce tancurile în față, artileria mai în față. Avioane, trimite drone pe direcția. adică De ce? Bun. Să revin la ce doream să vă spun cu rușii: nu vor renunța să ajungă în. Ei sunt nu păcinați. Deci, urmăresc cu asiduitate scopul, investesc, în o dată spus, nu contează cât. Ei nu au nevoie de alianțe este un popor foarte puternic. Gândiți-vă, și l-au dat pe Lermontov, pe Șolohov, pe Shukshin, act, mare actor, a jucat în Crasnaia, Kalina, l-a dat pe pe Cehov, l a dat lumii, a urcat primul om pe lună, e, e stația Yuri <coughs> Gagarin, da, <coughs> stația Mir. Dumne. Să nu glumim, să nu credem, nu fac apologia, mie... Dar totuși au beneficiat de bomba atomică cu ajutorul acelei familii de evrei care au furat da, planurile din da, America și da, le-au dus lui Stalin, cred că era da, atunci, nu? Da, 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 da. Deci s-a mai furat tehnologie și pe perioada războiului. Dar timpul de ce, noi n-am furat? N-am furat. <laughs> Studind, eram pe... La furtul de tehnologie în... Dându-se, eram parcă pe locul șapte sau trei în lume. La furtul de tehnologie? avionul, motorul <laughs> avionului românesc. Motor de Rombacu, ăla da, Rombacu, da, nu? Motor de, de 11. la englez, stații radio, de pe la chinez, dar mult de multe diamante și alte și altele. cu diamantele tehnice, fabrica da, și care era da, de fapt da. sub controlul securității chiar în București, nimeni nu știa ce e acolo. Dar au desus-o, totul s desus. Nu trebuie asta, nu e eu mă mândresc. Acești oameni fac parte din avoția națională a poporului român. Indiferent cine vine să spun acum că securistul e, e denumirea de este dură și chiar e, poate se adresează în anumite perioade din istoria noastră. Și mă refer la perioada care s-a încheiat odată cu cooperativizarea agriculturii. Peia nu erau români, care coborau din mașini, înconjurau satele, îi schingeau și îi obligau pe... Erau sovietici. Nu numai. Și români printre ei, trădători de neam. Erau și astăzi nu avem trădători, trădători de neam și țară. E... De... În funcții mari. Nu numai sovietici, vreau chiar și de prin... Încolo de Mediteran. Mă să și la noi. Da? Păi, care, cine a condus România? Gândiți-vă la toată suita Anei Pauker, la tot ce vrei, că nu ne având nimic cu ei. totuși, la un moment dat, Stalin a îndepărtat o pe a Paucăr propunându și susținându-l pe Gheorghe, Gheorghe Udej. A știut, Gheorghe Iudeș, deși fără carte, vedeți, noi avem dar ăsta de a, de a... e interesant, mergem la o idee la alta. O o să fie discuția de mai de interactivă de la și, la. și să se bucure de informații, bagaj de informații da. pe care nu a să le la avem. Noi, tot timpul, Românii, avem și acum, puteți-vă la televizor, noi avem darul de a ne critica pe noi, de a ne denigra, de a ne bălăcări adică noi ne oferim argumente pentru cei care chiar uh, ne Ca denigrează și cum le-am dat gloanțe în pușca celuilalt. La... nu, da. voi spuneți, nu? Nu noi. Corect. Așa că aveți și dreptate stabil, Gerguiu deja știu să se prezinte, a exploatat în anumit context. Ia la alta poartă a oferit mai mult decât putea să ofere aia. Păi a. Da. Ai de obicei. E deci el, o el... perioadă am avut poarta de la Constantinopol. După aia am avut poarta de la Moscova, așa acum care poartă avem? La Bruxelles. La Bruxelles și în America, nu? Domnule, haideți să vă spun o chestie. Noi ne -am, am intrat în niște alianțe unde sunt niște reguli pe care trebuie să le respecte. Le semnați și ei cu noi și noi cu ei. Ce nu facem noi, în numele vârstei, atâta doar îmi permit să fac observația, următorul lucru. Domnul lucru. eu sunt la perimetrul exterior de est al Uniunii Europene și a NATO. Eu am, am alt rol aci la frontele decât de Germania în centrul Europei. Foarte corect observație. Eu trebuie așa. să cer niște chestiuni pentru că sunt la margine, ca drone la Tulcea, oricând, din greșeală, poate să un în vapor încărcat cu buniții în Constanța, în Porsa, nu știu unde. Exagerez puțin. Adică eu sunt la contact cu pericolul. Nu Germania, nu, nu știu care din... Cine mă plătește pe mine pentru asta? Mai mult. Dar pe polonezii plătește mai mult? Că și sunt la margine. Nu, am fost, eram deputat, am fost în, <coughs> <coughs> în Polonez, 2002 parcă, o să vedeți câtă demnitate. Urma să achizi, achiziționeze avionul american F-16 sau Miraj 4, francez. A participat Kașnevski, președintele, în, în Parlament, să se hotărască nu câte avioane, ci care să se ia. Dar noi s-au luat, ne-a întrebat nimeni, pe nimeni. S-au luat 42 de avioane. Da, da, aici. Luat nu vreau să fiu răutăcios cu a noștri guvernanți, cu csat cu președinte, cu gheulbani, sunt frunte cu toată lumea. Ok, s-au luat, s-au luat, n au întrebat. Dar totuși, întreb eu, uh, când vom primi acele avioane? E numai într-un anumit loc, știți dumneavoastră, unde dai bani înainte, nu? Da, da. Dar uitați-vă dumneavoastră, ne rugăm de un an de zile, președintele, se roag de un an de zile să se, să se întărească, flancul de sud de a NATO. Hai să ne cu 300 de militari francezi care mor de foame pe la 5 și cu două avioane care s-au retras acum pe ce poliția aeriană. Nu. Mace. Articolul 5 trebuie foarte bine studiat, însușit și explicat. Să nu creadă cineva că vor începe rachetele nucleare rusești cu duelul cu cele americane pentru că România nu mai poate ia de flancul de sud-est. Să fim serioși. Nu contăm. Nu contăm, domnule. Dacă te ridici la un metru în picioare și ai globul aici, nu vezi România pe glob. Îmi pare rău sunt român, sunt fiu de țăran. De unde sunteți deloc? Din Vrancea, de pe lângă Adjud, din, din punct de vedere al uh, cetăților dacice, este Petrodava la Petra Neamț, la Nicorești și Barboș la Galați. E în triunghiul ăsta, pe Valea Zeletinului, sunt eu. V-ați născut acolo. Da. Și ați făcut liceul... La Tecuci, școala militară la Sibiu, Academie Militară la București, aici, Colegiul Național de Apărare, doctoratul, am avut funcții. N-ați putea face o imagine că acum, deci sunteți, e, o vârstă respectabilă, da care vă onorează, cu un palmares în spatele noastră care vă onorează, dar faceți și pe o radiografie ce însemna Armata Română în 1989 și ce înseamnă Armata Română astăzi în anul 2023. Domnul Blubu, ca militar vă dați seama că eu nu voi vorbi denigrator despre instituția care m-a produs. Nici nu vreau să fiu perceput ca un individ bă, care se laude, mă îndrăznesc să fiu realist și critic și să fiu înțeles exact așa cum îmi doresc. În, înainte de 89, mai ales după 80, armata a început să traverseze o perioadă de degradare progresivă în ceea ce privește pregătirea militară. Ea a fost implicată în culesul porumbului, în făcut și reparat drumuri, în hidroameliorații și stropit nu știu ce, canale, construcții combinate, pe la fiecare, deja se realizează ca structură militară unități specifice acestor munci care vă spuneam. La combinat de Galație, erau două regimente care făceau betoane, fă la călărași. Erau unități de construcție căi ferate și întreținerea căilor ferate. Asta nu era armată. Nu era rău. Vreți să vă spun, o armată, dacă este să fie în slujba poporului, asta e fizionomia armatei. În slujba poporului. Bun. Din punct de vedere al pregătirii militare, eu am asistat în 1978 la o demonstrație, aș putea spune, unică în istoria militară a lumii. Unicitatea constată în următoarele. Se forța un curs de apă la de un kilometru, un fluviu. Nu s-a făcut nicăieri o aplicație de asemenea ambergură un la Galați. Eram locul de major și aveam transportoare blindate cu care am, am forțat cu transportoare blindate tab 70 de producție românească. 100%. 100%. Bun. Podul PR 74, parcă, podul românesc 74, s-a făcut, deci a, a unit cele două, a legat cele două maluri în jur de, până în 30 de minute, pe care au început să treacă patru fire de circulație, tancuri, șenilate, uh, au uh, mașini DAC alea de astea mari și încă altă categorie de. Deci patrule. Nu le atunci eu, eu m-am speriat. Adică, 30 de minute pe un kilometru? Adică m-am speriat în sensul. Eram mândru și zboi, frate, nu, nu cred că sunt poate nimeni de noi. Bine. Mai târziu am zis că acolo a fost un moment în care a fost și o piață. a fost invitați toți atașații militari. Se vadă ce utilaje are România. Da. da. Gane, autocinilate, taburile. Și atunci, practic, asta este un foarte bun marketing. Exact, un moment de marketing. A fost. Da. Foarte interesant. Bine, a avut loc la cincul la Smărdan, acolo, la aparat aeriană. S-a făcut de aici demonstrativ la Cernavodă. Bine, era un complex de aparat aeriană corespunzător teritoriul național care cuprindea neapărat capitala, centrala atomă nucleară, rafinăriile, instituțiile de făgărașă cu fabricile de arme chimice, apa grea și altele care erau. Am avut o armată bună, disciplinată, aptă să desfășoare acțiuni de lungă durată, chiar învățam, vă spun ce învățam, ca ofițer, nu ca soldat, chiar în condiții de izolare, de ca sub unități de valoare pluton, companie, batalion, puteau să îndeplinească misiuni care să schimbe soarta unei bătălii pentru o durată de mai mult timp. Puteau să trăiască izolat în munți, în, în, în alte <gântu> forme de relief, în delta, de exemplu. Da? Uh, erau dotate, înzestrate, alimentate, echipate pentru a... Nu pentru a rezista pe perioada de avut lângă. O armată serioasă. Cadre foarte bine pregătite. Ați la trecut, am avut. Da. Bun. 89 găsit <sus> o armată prin Bărăgan, prin mine. Prin Bărăgan era la munca, la muncile agricole? Absolut. La Cules la îi păzea silozul, îi încărca grâu. Nu, o nebunie. Nu, adică ce făcea armata nu a fost... Cei care conduceau armata pe soldat nu am învățat nicăieri așa ceva. Bun. Acțiunile din 89 au surprins armata nepregătită nu din punctul de vedere al lipsei de reacție a armatei, ci faptului că S-a acționat subversiv, diversionist, și am pe. După informații, dumneavoastră, că sunteți un informat, a fost lovitură de stat? În momentul când s-a trecut de la o formă de proprietate la alta, adică a avut loc o evoluție reluată. E o combinație nu sunt în măsură să adică să vă răspund chiar la toate întrebările așa își pare bine și nu vreau să fie. dar cei care au preluat puterea armatei era totuși din partea politicului chiar au cei din eșalonul 2 și 3 a Partidului Comunist mă refer la Iliescu company care au preluat din au preluat armata practic ei fiind din același filon comunist pro Moscova că și Iliescu a terminat facultate la Moscova Cine erau conducătorii? De exemplu, despre Nicolae Militaru s-a scris foarte mult că era clar descoperit și e, că trădase și era informator al KGB-ului. După care au venit alții la conducere. Nu, alții. nu informator, era mai mult decât atât. Ce era, spuneți-ne dumneavoastră? Laborator. Laborator. Dirija de KGB pe spațiu România și nu numai el. Și nu mai era. Mai dați niște nume, dacă puteți. Nu, nu mi-aduc aminte, nu, n-am nimic. Și ăla Costeai și ăla de la deci erau clar colaboratori. Asta înseamnă că a fost o lovitură de stat și probabil la înțelegerea cu forțele o străine. O de stat la care a participat, pe, a fost susținută pe teritoriul național de mii de ruși. Mii de ruși. Nu ați confirmat acest lucru? Care, de Până care nu, să vă spun ce am văzut eu. Ok, ia spuneți-ne. Uh, undeva pe înainte de 15 decembrie pe comunicația Vaslui Berheci Tecuci o Lada Roșie nu mai țin minte numărul acum am cerut o țigară, eram civil și tânărul de acolo s-a dus către mașină. M-am dus după el și cu de le văd încă patru inși în mașină, tunși zero, aceeași vârstă. El desface, nu por bagajul, cum se cheamă, torpedou. La mașină, da. da. Și într-o cutie metalică, plină cu fel de fel și țigări, îmi scoate vreo trepa țigări și îmi dă. Specialitatea. Am înțeles. M-am speriat. Stai, bă, băiete. Cutia când înseamnă uh, o cutie de supraviețuire în care se găsește cafea de astea, esențe de făcut uh, supă, țigări, uh, medicamente. Adică, aia era trusă de supraviețuire. Și de ce caută la acești turiști să Și tun și zero. Și ăștia erau nu numai bărbați, nu nicio femeie. Uh, Bineînțeles. Am, am raportat, am... Era prea târziu. Nu era, eram pe 15 decembrie, nu era târziu. Atunci cei cărora le-ați raportat au raportat și mai departe? Ce, ce să fac dacă a intrat o mașină, o mașină, mai Una. multe, da. Mai multe Bine. da. Bun, nu am vrut acum să, punctual, să... Dar e o dovadă clară deci că mii fondul, de ruși au venit. Pe fondul acesta, dinspre est, spre vest, rusesc. Pe fondul dinspre vest, spre est, maghiar, sârb, s-a creat această revoltă, iar armata a fost neputnicioasă. Armata trage împotriva popor. Deci vedeți cât de pervers s-a acționat și au murit o mie și ceva de oameni. Nu neapărat armata, toți cei care au avut arma în mână. Nu au fost doar cei din armata română, au fost și alții fost, care au tras. În noaptea aceea am fost trimis la București, la Otopeni, deja exact cred că la o oră m-am dus după ce au omorât pe amărâție copiii de la Câmpina. Erau, erau teriști, parcă, nu? Nu, erau elevi de la școala de, de la la școală. Încă făceau, clipeau mașini, mă aduc aminte și acum. Dureros, domnule. Dureros. Oare nu le e milă la acești nemernici de azi? nu le milă de popor român? Întreb așa, retoric. Bă, nu cred că le e milă. Că în continuare suntem trădați, suntem vânduți. Nu mai avem... Uh... Nu, nu, uh, aveți dreptate. E repede folosite cuvintele trădare uh, și altele. Uh, ce să trădezi, domn? Nu ai ce să trădezi. Nu vedeți? Primul ministru, nu 2 milioane, 4 milioane de tone de grâu pe unde te... Pe, mergi domnule mai poți să mai circul prin țară, domne? Nu, adevărul aici, drept. Numai camioane de la intrare, că e de la Siret, că e de la Galați, sau că vine pe la Isaccea, este camion după camion, nu mai poți depăși. Dar acele camioane, am înțeles, nu știu eu asta, nu pot confirma, dar ele nu plătesc taxă de drum, nu, nu plătesc nu. rovinietă, nu, nu, plătesc asigurare. Și, și domnul, îmi permiteți să fac așa o, o reflexie, de fapt, un rezultat al unui gândiri țărănești, așa, unei... Dar nu vi se pare că a crescut producția de droguri după ce a venit afluxul ăsta de camioane despre nord spre sud? Nu știu, poate era și înainte, poate mai mult acum, nu știu, în schimb acum au început să apară nu mai Nu vreau mult. să sugerez nimic, dar mă întreb da. așa. Așa că aveți dreptate. Uh... Dar o secundă că mi-am adus o aminte de o chestie care e foarte importantă și iarăși revenim la discuția de acum 10 minute vis-a-vis -vis de Tulcea și cu dronele care cad la noi. Nimeni în țara asta, dar nimeni în țara asta nu a comentat faptul că guvernul polonez a spus că acea rachetă care a căzut și a omorât pe bieții ucraineană. acolo cu tractorul era ucraineană. Deci ce facem? Punem Batista pe țambal? Deci ucrainenii, clar, au făcut-o intenționat astfel încât să provoace flancul estic NATO. Există preocuparea lor de a-i europeniza dacă nu poate să internaționalizeze conflictul, conflictul în mod grav și periculos. Preocuparea lui Zelenski de a face așa ceva. Da, Zelenski oricum e marionetă. Asta este clar. Da, bineînțeles. Început să lămurească dar da, 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 vreau să vă mai întreb ceva. O, o secundă, că mă scuzați vis-a-vis de Zelenski. Până acum niciodată nu s-a văzut cum uh, ministrul lor de externe cu ministra de externe a Germaniei, doar nu trăgea de urechi dă-ne două armele, iar apoi dragostea asta mare, că tot timpul Germania la două săptămâni tot trimite pe cineva la Zelenski. O fi Zelenski ăsta bărbatul fatal sau Nu, <gânt> sau actorul nu actorul fatal? Nu, nici nu mă gândeam la asta, mă gândeam la următorul lucru de Domnul Lupu ce comisie oare se poate înființa să controleze ce au făcut ucrainienii cu sutele de mii de dolari primiți la americani? În cercurile înalte de la Washington deja își fac și ei probleme cu corupția de la nivelul conducerii. Mii de ucrainieni? dolari, nu mii, sute de mii de dolari. Că armele le-au primit oricum. Nu, dar oare nu trebuie să ne dea și noi americanii? Ăia lăsă niște, să ne facem suntem drumurile. Suntem puțin mai proști. Noi să ne facem suntem puțin mai proști, să a. perfecționăm vămile, să... Noi suntem mai proști. Securizăm. Nu, nu ne trebuie. Domnul Jean, nu, nu ne trebuie. Noi le avem pe a, toate. Pentru că a, noi nu punem condiții, domnul. Da. Cercurile înalte la Washington o să spune foarte clar. Și de ce nu primiți nimic? Pentru că nu cereți. Nimeni nu cere nimic. Fiecare conducător se duce să se pună bine cu unul sau cu altul poate să fie el următorul ales. Următorul vătaf peste iobagi. Că mai ales cu noi le ordonanțe al lui Ciolacu din oamenii liberi din românii liberi vor deveni practic iobagi pe moșia lui Ciolacu și nu lăsăm numai, numai numai Ciolacu aici. Și este, acum? este și Ciuca, acel general care uh, 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 um, am auzit una. ca să-l întrebăm pe Ciuca ce misiune a avut în Irak. Păi, vă spun eu că am avut prieteni eu, care încă sunt prieteni, care au, s-au desfășurat în era cu turpile române și nu făceau decât să păzească convoaile uh, cu cisternele care mergeau și încărcau petrolele americane. Uh, dumneavoastră, ce. Știu da, și eu de la Ninive, de la Babilon, dar să Sunt general, mă provocați să discut. Uh, păi, de ce? Hai de, de să spunem lucrurile pe nume. Uh, nu că mă fărești, dar. Uh, vreau să răspund și la partea a doua întrebări, de de azi. Foarte corect, spuneți. Armata de azi, profesionistă, nu știu cât de profesionistă, deci, e și rușine să militar pe stradă. Rău nu mai vedea câte un militar, tău, uite, uite, bă. băi. când eram copil, eram mândru că vedeam un militar și tot timpul în capul meu, da. bă, sau mă pe fac la țară și un țară mă duceam răca militar. Uh, mai mult decât atât ieri am fost pe la spitalul militar, nu mai scrie colonel, doctor, șef, secție sau nu, uh, șef, secție, doctor, tare. Păi oare le rușine să spună gradul sau... Nu mă... Ne... Armata de azi, care o să iei toată să o aduni în România, să o duci la meci pe arena ai e toate. <laughs> Uh, Bună comparație. Nu este. Nu trebuie să ne ascundem. Nu creează nicio problemă nimănui. Adică este dureros ce spun. Mai mult decât atât, în așa hal uh, a decredibilizat-o, a marginalizat-o, încât uh, în starea de urgență, când Ministerul de Interne conduce activitățile la nivel național, după, este o altă situație decât cea normală, armata a fost scoasă pe străzi nelegal și neconstituțional să păzească polițiștii cum opreau și luau carnetul stătea și el acolo. Când în stare de asediu armata legal are de control a celor de la interne. Nu controlează, co colaborează. Dar colaborează. acum ei în ce situație puteați să facă uz de armă pe stradă? Era stare împotriva cui au ieșit pe stradă? Împotriva cui? Pandemiei? Era în formă de om, era agresori. Dar inimii. erau microbii care umblau pe acolo sau zburau în aer și no, se împuște. Adică asta arată tergere la fund a cuiva cu armata. Nu mă doare să spun treaba asta. E, yeah. sunt niște oameni tot politruci, îi, vede, îi vedeți pe la televizor și azi, au fost tuteciști, care îi vezi, a fost la Mons, a fost la uh, Bruxelles, a fost la NATO, comandantul NATO din sudul Bulgariei, României, Ungariei și a Chinei. Bă, nebunilor, vă luați încet. Nu vedeți, da? Alvin Tofer în... în Trebuie să stați lângă da. Da. Alvin Tofer, în al treilea val spune că pe tine nu te interesează războiul, dar pe el da. Și am încheiat citatul. Uh, vedeți războiul, acest fenomen odios, criminal, fenomen social, Dumnezeu i s-a dedicat artă și știință. Arta militară, sunt. Arta războiului, sunt. Are acum al la altceva, vreo 32 de teze din care multe se pot aplica în politică. În 3-4 mii de ani. De exemplu, una din teze, în arta războiului sunt ce? Nu ataca de vale în deal. Ești în politică <laughs> Nu te apăra cu spate la apă. Și în politică e Dacă ești slab, fă în așa fel încât să pari că ești tare. Și în politică e valabil. Dacă ești tare în așa fel încât să pari că ești slab. <coughs> și așa mai departe. Deci acestui fenomen făcut în deobște, de militari, dar susținut de civili de economie, de, de tot ce vrei în România nu cred că poate fi executat și întreprins de militari români. Nu că... E foarte des ce spuneți. Este. Domnule, haideți să vă spun o chestiune. Dumneavoastră ați apucat vremea când treceau coloane de mașini când era o plăcere, Coloane, că se văd că mergeau în aplicații, că treceau... Când învățați să faci calculul marșului, coloana 1, 2, 3, 6 km lungime, intră în raion, mascare, 3. Acum aveți două, ataca, două autocare cu generali, se duc la 5, se vadă cum 50 de soldați trag cu mitraliera. Bă, fraților... Nu vedeți? Războiul are o amploare spațială. El se desfășoară concomitent în spații terestru, maritim, aerian și cosmic. Nu suntem nebuni? Pe teatru de acțiuni militare care ține uh, pe mii de kilometri pătrați, zeci de mii de kilometri pătrați. Eu știu că nu vreți să vorbiți sură despre colegii dumneavoastră, dar mă uit la televiziuni, diverse, să nu le dau numele aici, care îi cheamă pe diversi generali care spun niște elucubrații că eu care sunt non-militar, totuși înțeleg că sunt total aberați ce spun. Ba că își dau cu părerea, ba cu aia, ba cu aia, cum a fost cu, era filmulețul la cu, nu mai știu pe ce televiziune, că era de fapt o copie după un joc video cu avioanele și la generalul, dacă tu nu-ți dai seama că e un joc video, tu gomedezi că a venit racheta și a dat. Nu mai știu pe ce, dar a fost, cred că, că ați văzut-o. Adică, uh, haina ta militare de general și cum a vrea să da două autobuze de generali, Cred că s-a cam... Uh, mm. Și în alte zone ale țării. Nu știți, Meritocrația că, nu mai că, este că, acolo de ar trebui făcut, să fie. Pe nu am făcut stânga împrejur. Ne-am întors la vest. Pe să rămas așa cu fundul la est. Și o să fim pregătiți acum pentru de, est, deci cu ne țin, Deci ne, țin <laughs> în cont de faptul că la baza științei militare și artei militare, în deosebire a lumii, stau două sau trei arte militare. Și le spun ordine. Franceză, rusă, germană. Toate ceea ce se întâmplă în Academiile Militare, West Point, la, în Italia, la, studiază aceste trei. Arte, mili arte militare pentru că au avut și e, neșansa poate sau șansă să cunoască multe războaie cum s-au desfășurat trupele dar vreau să vă acționat. mai spun ceva uh, mari se dau pe piață Israelul mai ales după 67, după 70 după, și în deosebire Alvin Toffer explică el despre cum uh, războiul de pe noțimele Golan cum au pătruns, cum au bătut pe egipteni cu tancurile, cum au... Egipteni bit... având tancuri rusești, dacă mi-a bine aminte. Da, T-34, ah. cum au bătut ei, cum au pătruns, cum au fracturat, cum au lovit <coughs> asta în 70 ceva. Dom'le, în 1928, doi generali români, Bizantiu Urițianu Ivorov Chevici Octavian, scriu parte despre război, iar în, în unul din capitolii Mecanizarea războiului, Strategia viitoare și Mecanizarea războiului, ce spune Dom'le, domnule, atenție, acum 100 de ani, viitoarele războaie nu vor produce pagube mari în rândul civililor, deoarece vor fi lovite podurile, depozitele, drumurile, forțele care vin din adâncime spre front. Să domne, în gândirea noastră. Sau aduc în discuție faptul, acum mă laudă, nu vin cu argument, nu mă laud. Cât de deștepți deștept suntem noi în teoria militară, în istoria, istoriografia militară, în sociologia armatei, Alevra Nicolae, în alt general, făcea referire la rolul socializator al armatei. El spunea că oricât de mult s-ar democratiza timpurile, armata rămâne o instituție tradiționalistă și conservatoare, cel puțin din punct de vedere al și disciplinii. spunea, dacă un tânăr, el cartea o scrie pe la 1918, dacă, dacă, un tânăr de la țară îl aduc și știe să-și spele, să-și îngrijească și să, -și îngrije, să scoase haine e să adape, să sale și să hrănească cai. Eu am dat țării un om pregătit. Și mai continua. Și nu pot să fie comandanți a cei care nu au caracter. Dom'le, acum 100 de ani, domne, ce suntem nebuni. Ăștia se studiază undeva. Nu ați duceți-vă la Sibiu, la Pitești, la Brașov, la București, la nu știu ce academii. Dacă știi cineva cine este Mircea Tomescu, dacă cine, cine-i hurjui, harjeu, dacă știi cine-i, ce-am mai devreme. Am înțeles. Și de fapt, doamne, știți ce spunea Hitler despre, despre ofițeri români? Sunt cei mai buni artileriști din lume. Dar nu știam această informație. păi o să te, să știi, să te mândrești cu ele, să le aduci bine în, în înțeles, discuție. Bineînțeles, bineînțeles. A venit NATO. Zău? Și dacă a venit NATO, care vorbim? Doamne, vreau să vă spun, eram deputat. Și m-am dus la o activitate la Vatra Dornei, conform planul cu principale activități, era o activitate Academiei Militare. Și m-am nu în control, m-am să văd, nu, deputat eram ce Era asta Comisia de Apărare, precizați da, asta. Membru în Comisia de Apărare. La Vatra Dornei, zonă montană, Carpații Orientali, erau Moldovean, turc, canadian, neamți, români, nu știu ce mai era. Vă prezint, sunt deputat, dar sunt colonel doctor, am fost și ofițer elev la Academie, dar și tot insistă și mă roagă, apropo de carte, da. și mă roagă ca să... Dom'le, nu, nu e bine. Dar bine, hai, domn. Nu vreau să exagerez, dar îl întreb pe tot. Nu sau Superior. Aproape de gradul meu sau puțin unde sunt forțele proprii, unde e cu așa, așa, cu ta. Și, bă, aici a pătruns, așa, bun. Și ce faceți? Păi, ho, o contratacu. Bun. Adică, contraatacul este o acțiune cu forțele aduse din, din eșa 2 din adâncime, către înainte să restabilești ce a fost. Nimicești, ce a pătruns. Nu? Bun. Deci vrea să aduce în adâncime forțele și, da, Părțile adâncime a nimicului ale inamicului unde sunt. Păi uitați, se deplasează pe aici, pe aici. Ai pierdut războiul, domnule. Nu știu cine ești, mata. Păi de ce? Pentru că ai întremunțat înaintea inamicului ești unul, doi și rezervă. Am învățat, domne, și el era din NATO, domne. Hai să suntem nebun ce dracu. <răzări> Am înțeles. Particul. Da. Ați menționat faptul că ați fost, deputat, a, ați fost deputat din partea Partidului România Mare, nu? Da. Ați fost apropiat de Vadim Tudor? Am fost consilier non-stop 14 ani. 14 ani. Da. Spuneți-ne câteva lucruri pe care poate nu le știe toată lumea. Ce fel de om era Vadim Tudor? viața era cu adevărat toată lumea știa asta. Dar așa, aveați... Avea încredere în dumneavoastră? Eu, eu nu vreau să fac o bilanță al activității în Parlament, pentru că nu am de ce să... Dar am intervenit cel puțin 3-4 momente decisive. Oricum, 14 ani fata, lângă Vadim Tudor. Nu vorbesc de deputat acum. A luat hotărârea să nu se stagiu militar obligatoriu, să se desfințeze. De când de la Alebra Nicolae, rolul socielător armate, în 2002 erau peste 80 de mii de... Nu 800.000 de tineri analfabeți în, în România. Asta sunt mai mulți, ați liniștit. Zic, nu uh, uh, aprobați așa ceva. În, Ger în uh, Germania, fetele sunt obligate să facă armata. Așa uh, În Franța, la arme pur fiutur, uh, fetele sunt obligate să facă armata, armata viitorului. Lăsați sunt anumite specialități militare, rachete, computere, cibernetic, nu. Dar asta să vină să face în carte de muncă, vechime, adică am fost împotriva. Da. Alte probleme. S-a pus problema trimiterii militarilor în operațiuni în afara teritoriului național. Nu am fost împotrivă, am fost împotrivă, dar discret în Afganistan, trimis, trimisese președintele Ion Iliescu o solicitare de un batalion de militari, 500 de militari, să plece în Afganistan. Gata! Pascu era ministru, nu! Partidul Românei Mare nu este împotrivă, dar facem niște precizări, am luat cuvântul în Parlament. Haideți să constituim o echipă, să deplasezem în Afganistan în locul unde urmează să desfășoare activitățile militare, batalionul Sau necesare, unde e cazez, cazarme. Și se vadă următoarele condiții, atunci populației față de trupele române, vremea mediu, starea epidemiologică, se putea stabili. Adică se ducea meseriași care culegeau, procurau informații necesare pentru ca cei trimiși acolo să fie ferici de pericolul ăsta. Iată, am luat cuvântul în Parlament. Pe da, dumneavoastră, aveți experiență. Și am spus treaba asta. Iați lucrurile astea, că e nevoie. Și astăzi, unii Doamne, care nu au experiență uh, într-un domeniu, toți se pricep la toate începuse, și dau cu părerea. Auziți, am început să vorbim înainte de emisiune. Începuse în 2005 pe limba mandatul de prim-ministru. Doamne, și dă Dumnezeu și vin vreo șapte avalanșe de ploi de la nord la sud, pentru că așa se varsă către Dunăre, râurile, dar atenție, nu, arge și nu, Someșul, nu, Tiretul, prutu, Bistrița, Bicaz, prin zonele Mestecăniș, Oltu, pe la Făgăraș, mai case de rămă era groază, domne, lumii animale, căra, vaci cu Burtele în sus, pe. Păcăini, prima tornadă, n-a mai fost așa ceva în România. Mă întrebă. Păi și Dumnezeu a simțit ceva? În schimbarea. Mă, mă întreb președintele din ce anume, Dacă aș fi președinte, ce să fac eu acum? Domnul președinte, nu vă pot răspunde. Dați-mi voie să fac un material, vă-l trimit. Dar părerea mea este nici nu vă duc acolo, pentru că lumea are treabă, nu se ocupă de primit președința, cum am glumit eu cu el. Dom'le, fac material de vreo o pagină și îl încheie așa. Uh, Dumnezeu a vrut să fie așa sau cine știe? Nu mă sună, ce vreau Dumnezeu să spune? E vinul cu noapte, nu, nu stop eram în relație cu dumnealui. Nu. Cum mai povestesc niște faze. Și duc. Eu vreau să spun, domnul președinte? Aceste ploi, în 1961, chinezii reclamau la ONU că la frontiera chino-sovietică chinezii nu pot cultiva nimic pentru că plouă în continuu. Trebuie să spui că rușii, da. Păi de ce? Păi, haideți să vă spun de ce. La noi urmează să vină, să se amplaseze unități militare americane. Noi trebuie să exprimăm sau să transmitem mesajul că unde urmează să se amplaseze sunt locuri care nu prezintă siguranță, securitate, zone inundabile. În Italia, ăla omorâse, cum îl cheamă, omorâse nu știu pe care, suntem un popor primitiv, needucat, la izvorani, la galați, ce pusă cu tremurile pe sub aia, la confluența râului Siret cu Prutu și Dunărea, la Smărdan, unde era poligonul, la Cincu, Oltu, iar la Tornadul... Deci exact la... erau locurile de interes militar, acolo au pentru americani. inundațiile, da. Doamne știi că Dar asta poate... Eu presupunere, domn președinte. Un laborator mobil german a făcut analiza apei exact pe, pe locurile astea. Și a găsit elemente altele decât cele normale ale apei. Dar putem să cerem uh, act, activitatea frontului atmosferic și a norilor în zilele acestea, cum a venit, că doar a venit frontul atmosferic, nu? da. Cum spune ăștia, a din Europa, de la aia, cu da. tare, din Antarctica. De... Da, domne. domnule. Domnule, n-a pentru că nu vă crede nimeni, nu este de specialitate. Și eu am făcut un joc atunci. Are, străinul are cartea războiul geofizic. Băi, Emil, uite așa, 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 gata, hai la televizor. L-am dus pe el, a povestit cu argumentul științific și a apărut, s-a făcut comisie în senat, domn. Cercetare, n-a mai plouat. Opri ploaia. <laughs> Chestiune. Uh, nu sunt în măsură eu să vorbesc despre avergura lui Vadim. El a fost un om adulat, urât, înjurat, lăudat, iubit. Toată lumea vrea să vorbească cu el. A avut la un moment dat... Totuși o... ați avut în mare credință, a stat 14 ani cu Corneliu Vadim Tudor. Da. Deci, practic până la moarte sau... Da. da. Păi vă arăt... Am uh, fost cu el aproape peste tot în Europa. Vărăt poze la ambasada era... Cum mă nu mai țin cum mă minte, că la ambasada Rusiei. A fost cu el la ambasador. Ambasadorul îngrijorat ne-a explicat. A fost probleme între Rusia și România de-a lungul istoriei, așa, dar, în general, noi ne-am ajutat. Ne și acum ne întrebăm cum de v-ați pierdut suveranitatea? Ambasadorul l-am în față, cum uh, explica, spunea. Uh, un om despre care mă la plugușorist îl face Mircea Dinescu nu e frumos. Nu sunt în măsură să fiu avocatul lui Vadim, dar... Uh, peste mulți ani, mulți ani, se va scrie poate adevărat despre el. Eu vreau să vă spun, am citit tot, toate cărțile lui Păunescu. Doamne, în jurăturile că el a fost, nu știu ce, eu vă dau niște titluri de poezii încât rămân uimit cum de, a, cum de s-au publicat. Uite, de exemplu, poezia Societatea Abruptă. El critică programul Partidului Comunist înainte de 80. Spune așa, e prea lung drumul până în comunism de nu-l aducem mai aproape, de nu scurtăm prin gări și pre-etape. Ce, ce, e critică sau nu? <cute> Clar că e critică. spuneți în spațiu public circulă așa o legendă că totuși Vadim Tudor ar fi fost otrăvit, omorât. Nu, nu ce -a adevărat no, no, e adevărat uh, aici? Spune, nu puteți spune. De... Deci nu e o dovadă. Nu, e foarte ușor. Să vorbești lucrurile astea, da. El avea diabet. Un om corect, soția asistent medical, care se pricepea, nu putea să... Da. Dar el mai uita să mai ia aia, mai... Dacă el, el îi dădeai, înșirai banii pe masă și el nu știa valorul ce să faci cu ei, era o altă lume. Era într-o altă lume. O, o, o lume al a cercetării, a creației, a... Vă spun, eu l-am văzut cum se vorbea despre el în Grecia, cum se vorbea. Îi spun, domn președinte, Ion Iliescu a terminat din la Moscova, dumneavoastră l-a la Viena. E o diferență totuși. Haideți să mergem la Viena. Acum am o întrebare așa spre final de emisiune, cu promisiunea de partea noastră că veți mai reveni, pentru că, cum spuneam, sunteți un om care ați fost, sunteți și veți fi foarte bine informat, mai ales și structura dumneavoastră, școala pe care ai terminat -o, ați terminat-o, cum a spus, chestia cu podul care s-a făcut superbă. Înspre ce zări se îndreaptă țara noastră? Ce simțiți dumneavoastră? care e feeling-ul? care e pulsul? În primul rând, România nu poate trăi izolată. E atât de mare viteza existenței noastre, încât nici noi, indivizi, oricât am vrea, și cu de garduri în alte, nu putem trăi izolați. Individul ca și țara, ca și România, trebuie să, de, să depună efortul să descifreze acest câmp fluid și complex nu să se adapteze, să se integreze să pună condiții. Și atunci vor fi băgați în seamă. Cum putem să facem lucrul ăsta să începem să punem condiții? Pe oameni, domnule, de dimensiuni europene și de dimensiuni mondiale, nu interlopi, nu golan, care mână-mână cu o, o ordinea publică mână în mână, își bat joc de... își bat joc, pur și simplu. Ce prea păi, păi, preia... păi, haideți să facem o, 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 de imaginație școala. Vă rog. Dom'le, eu țin minte școala, un stejar înalt, un preot cu o carte groasă și niște copii pe iarbă, iar înapoi a lui, nu în spate, cum spun ăștia la televizor, că mă uitam, zic, uite, săracă, e ce-o văd în spate? Înapoi a lui, biserica. Iată de unde a plecat școala. Azi, cu garduri, sârmă ghimpată, jandarmi, pajă, droguri, profesori alungați de elevi, cuțite, tăiet. Asta e școala? Dom'le, cine a adus școala în halul ăsta? Dom'le, profesorul... Cere... ne educat al Ce? A, a, profesorul cere, sunteți profesor, profesorul cere bani mai mulți. Care-i produsul profesorului domnului? 40% analfabeti în România și tu ceri să mărești salarul? E, la nu corect. Dați-mi voie să vă contrazic. 41% erau înainte de a începe pandemia. Astăzi nu s-a mai făcut măsurătoarea, dar eu vă garantez că sunt peste 50% analfabeti funcționali. Este produsul profesorului. Da, că și că asta începând de la ce grădiniță, cere? preuniversitar și universități. Păi dacă tu ceri bani că ai făcut 200 de mașini, îți plătesc că văd mașinile, am pus și chiar am plecat. Eu, elevul... Coate cu toate cu cinturi, mă pe ăsta e produsul tău, pentru plătesc. Dar poate așa s-a dorit. Peștele de la cap se împute. Deci, ne mai face bine. Revin. Uh, România nu poate trăi izolat. Corect. Dar în alianță sau în acorduri, tratate, înțelegeri care le face, trebuie să fie demnă să pună condiții. Și ea trebuie să creeze situații de așa natură încât să-l determine pe celălalt, pe partener, bă, dacă nu ar fește ce fac eu? Ați stat lângă un președinte de partid, puteți să faceți o caracterizare e, față de ceilalți președinți de partid de astăzi. Hai să luăm pe președintele țării, care e, de fapt fostul președinte la PNL. Da. Ce părere aveți despre el? caracterizare scurtă, în două, trei cuvinte. Domnul... Și președintele Vadim, când mergeam pe afară, spunea ce, băi, nu vorbiți o de Iliescu, e președinte României. România, corect, da, e elegant. Da. Uh, nu am trăit în preajma uh, președintelui Iohannis, eu nu cred că este un om prost, vine dintr-un mediu uh, de profesor, ed educat, nemții în general sunt oameni foarte serioși, educați, eu cred că el are niște limite peste care nu poate să treacă. Cine a stabilit aceste limite? Limitele acestea nu sunt determinate de capacitatea lui de a se exprima, de a rezolva probleme, de a se implica. Pe acolo poate să meargă, pe acolo și culoare. Are limite de și fapt, culoare. ce indicații i-a dat da. în alta altă parte? Nu știu dacă în altă parte. Este posibil și alte porți. Nu, dar nu vreau da. să, să, sugerez nimic. Ciolacu, da? Marcel Ciolacu, președintele PSD, actualul prim-ministru. E prea mare. Prea mare ce? Prea mare. Câteva cuvinte. Ce credeți că l-a caracterizat pe Marcel Ciolacu? Marcel Ciolacu va împușca pe mulți de pe teritoriu. Pe teritoriul lui sau și de pe... pe mulți, vecin. mulți buzați o să vedeți pe teritoriu. Acțiunea Lavasului este opera lui. Uh, domnul, în momentul când nu știi să spui ce școală ai, nu dovedești ce pregătire ai, mie mi se pare un tip uh, nu vreau să fiu răutăcios, dar chiar uh, autarhic și uneori obraznic. Nu știu, să fiu iertat. Nu. Nu. Caracterizarea noastră. Se eu, pare, eu se pare că întreb. Să se dea la o parte, să pună una pe ceva ce a făcut el. Uite, bă, cartoful ăsta l-am făcut eu, de când sunt președinte PSD-ului. La un moment dat, la un moment dat, eu nu știam ce, ce are el. E președintele Camerei, președintele PSD-ului, purtătorul de cuvânt al coaliției, e ministru de interne, e ministru energiei, se pricepe la gaze, nu, e o nebunie. Herodotul zilor noastre. Deci nu am o impresie bună. Corect. Păcat. Este primul ministru al României a ales sau s-a ales. Nu știu ce s-a făcut, dar... Sau l-au ales băițele la servicii. George Simion. Nu. Insibit, incolor. Zici că spatele lui sunt serviciile? Nu, aurul este o... Este o creație. Este o nu pot spune o tumoare, este un simptom, este o are ăsta labiș, nu? Trăim în mezul unui eu aprins și dăm tinereții noastre vamă, cei ce nu ar dezlănțuiți ca noi în frăcările noastre de stramă. Cam așa este aur, dar nu el... Nu el conduce. Nu-mi plac, nu, cel puțin așa se vede, nu-mi plac certăreții, obraznicii, stil șoșoacă. Fără șapte ani de acasă. Nu, pot, te duci, bați în uși, tragi pe ministrul de barbă, bă, fiecare reprezintă o chestie. Bă. Ce era acum? M-ați văzut pe mine vorbând urât de ministrul de apărării sau de președintele României. Nu-i frumos, domnule. La un anumit nivel e altceva. Chiar și alte cuvinte te străduiești să găsești. Da, nu, bați pe la ușe, ai rafila, vin un șoșoac. Nu, nu să știa. Românii, oricât ar fi ei, nu sunt ăștia. Au cei șapte ani de acasă. Domne, au. Au cei șapte. Corect, aici vă dau Cătălin Drulă de la USR. Și cu asta am încheiat. Știți ce îmi place la USR? Vă rog. Domne, ei sunt emanația unei cult religios, uniți. E... Care e cultul religios? Că eu nu-l văd, că toți parcă... Nu, nu, da. E... Păi da, a spus și... Păi da, președintelor primul este martorul Lehova. Barna. Sau nu știți? Nu, nu știam asta. A, nu. A, a am deci înțeles acum. Ei sunt credincioși, sunt uniți acolo, sunt cioloși ăștia care care, păi, bivolarul, dar s a dat ăstea, eu nu eu vă aduc nimic. <laughs> Corect. Și nu asta este clasa politică românească, domnule. Nu aceasta... Nu a, nu a, nu cu acești aceasta, oameni putem merge mai departe pentru o Românie mai luminoasă. Brăcovenii, Duca, nu, Iorga, nu ăștia sunt. Aștia sunt. Dacă vreți, nu regret, dar parcă mai creativ și mai reprezentativi au fost uh, Coposu, Rațiu, Năstase, Iliescu, Duvăz, uh, Cervenii, uh, nu-mi vine în minte acum. da, și compară drulă cu Ion Raciu, domnul Lupo, haide, domnule, a făcut școala, că se făcea școala ziua, nu l-am pinstava cum a spus corect, și unii nu știu când au terminat școala. și nu trebuie de universitate. Trebuie de... compare ciolacul cu văcăroiu Nu, niciodată, aveți dreptate. Aveți dreptate. Deci în momentul când îmi exprim opinia, deși nu, e lipsit de eleganță ce fac eu, este primul ministru al României, și nu vreau să devin, am fost la post, acum ce la post televiziune în Moldova și mă întreba prezentat general NATO știți ca să, ur următorul argument să fiu România când se unește dar ce părere aveți de teras? România se unește cu Moldova când vrea Moldova și Tiraspolul vine la Moldova când vrea Rusia. Nu vă e clar sau ce vreți să vă spunem? Păi dar nu? Foarte corect, clar. Și mai asta îndoasă astăzi nu vrea cu România. Și asta e clar. Sunt telespectatorii din Moldova și o să ne audă și o să confirme cei care recunosc no, adevărul. Am fost în Moldova, în localitatea Tabara. Dacă mă aude, știu. La nord de Chișinău, 30 de km, nu știu cât. Am fost la Țiganca, unde au murit, au murit peste 10.000 de... Osteri. Am un reportaj făcut la Mănesirea Țiganca, să știți. Vorbesc de anul 2003-2004? Nu am crezut că am căzut din istorie, domnule. De la Chișinău până la Giurgiulești sunt 200 de kilometri. Am văzut un singur tractor pe câmp. Pune ceva sau nu? Vă întreb, noi ne unim sau ne aducem o problemă în casă? La un milion și ceva de maghiari nu mai trebuie un milion și ceva de ruși? Nu să știți că acum inclusiv rușii, cei haideți. de etnie rusă din Republica Moldova, haideți, doresc haideți, și ei haideți, să intre în in Europa. Da, haideți să și îndeplinească Moldova sarcinile europene și ajutăm. Adică asta poate ar fi remarca serioasă și responsabilă politic și social și ca cetățean. Să și îndeplinească, să se poziționeze clar pro România. Corect, docile. aici aveți dreptate. Să se poziționeze clar pro-România. Așa e. Nu. Cred că, da. Cred că spiritul ăsta putem încheia emisiunea să se poziționeze clar Republica Moldova pro-România pentru că nu o fac, ce nu o face nici, nici într-un discurs. Doar noi spunem că îi ajutăm și știm că s-au dat, cred că n-au august, de 100 de milioane de euro, nu știu, microbuze. Adică noi am făcut tot timpul câte ceva, dar ei poate nu-și doresc lucrul ăsta. Dumnezeu spuneți de bani, de energie, alimente, da. altele și altele. Domnule general de brigadă, Dănuț vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că mi-ați acceptat invitația la emisiunea Îngura lupului. Cred că aici mulți au aflat multe lucruri pe care nu le știau, nici eu nu le știam. Mulțumim partenerilor noștri la televiziunea Moldova Plus, Telemoldova Plus, care preiau podcastul și care apare și în Republica Moldova și în toată România. Și în ultimul rând rugăm telespectatorii, dacă ne-au plăcut, să dea acolo subscribe și share. Vă mulțumesc încă o dată, domnul general Amunărea să salut Eu am să vă salut și mult succes în gura lupului. Doamne ajută, vă mulțumim mult de tot. Și abia aștept să ne revedem. Siguranță.